No, am ajuns în zonă. Care-i casa? Ce vezi în jur? Văd un bloc nou construit în grabă cu materiale proaste. Asta nu înseamnă nimic, ai putea fi oriunde în România. Bloc nou. Văd o sală de pariuri înconjurată de alte 5 săli de pariuri. Efectiv, nu mi-ai zis nimic. Văd o biserică neterminată cu mașini scumpe în față. Ești la Catedrala Neamului Vieții sau... Toate sunt construcții acum. Păi văd niște muncitori care sparg un asfalt proaspăt. Mă rog, unul sparge, restul cântă. Asta e ca și cum mi-ai spune că vezi cer și nori. Altceva n-ai? Mi se pare că miroase gunoi ars. Bun, am stabilit că ești în Cluj. Dar vezi că nu ești bine. La mine nu miroase gunoi ars. Miroase gunoi proaspăt, cu niște nuanțe așa de... Pampers plin băgat la microunde. Deci unde să vin? Mergi înainte pe stradă, dar efectiv pe stradă, pentru că trotuarul e plin de mașini. Faci stânga la birtul ăla cu mese de plastic, unde e tot timpul plin de bărbați, chiar dacă îi amiază într-o zi de lucru. După aia treci de șirul de farmacii și de acolo iei un taxi în care șoferul o să-ți explice el cum stă treaba cu femeile și cu COVID-ul și cu aterizarea pe lună. Bun! Ne vedem în 10 minute! Bun, dar gen, nu te grăbi, că nici eu nu-s acasă. Nu știu unde-s.